A rămas blocată între fiare după ce a fost lovit în plin de un alt autoturism. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a putea fi descarcerat. Accidentul rutier s-a produs în localitatea Scăpău, județul Mehedinți. La fața locului s-au deplasat două echipaje de pompieri, dar și o ambulanță zmurd. A fost nevoie de o auto specială cu modul de descarcerare pentru extragerea bărbatului blocat între fiare. Acesta a fost transportat la o unitate medicală în stare de semiconștiență. Seara trecută un bărbat de 36 de ani din Jiana, în timp ce conducea un autoturism pe DG562, a intrat în coliziune cu un copac situat pe marginea părții carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto și a unui pasager, ambii fiind transportați la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întomit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Sera trecută, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjumare au intervenit cu o auto specială cu modul de descarcerare și o ambulanță smurt la un accident rutier produs pe drumul județean 562 pe raza localității Scăpău. La sosirea pompierilor militari, un bărbat se afla blocat în autoturismul implicat în accident și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acestuia. Ulterior, persoana a fost predată în stare de semiconștiență unui echipaj saj. Cel de-al doilea bărbat implicat în accident a primit îngrijiri medicale de la paramedicii smort și a fost transportat în stare de conștiență la unitatea de primiri urgențe din Dropeta Turnu Severin. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la autoturismul implicat în accident transportat la spital pentru îngrijiri medicale a fost și bărbatul din celălalt autoturism. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.